Partea de scriptură pe care o folosim în această dimineață se găsește la Efeseni, capitolul 5. Vom citi de la versetul 18 până la versetul 21. Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sigur că este o bucurie pentru mine în această dimineață să fiu împreună cu dumneavoastră, să revăd pe Diana și pe Ovi, că pe ei știu mai bine, de asemenea și pe familia Horga, cu care am fost mai multă vreme în aceeași biserică, să vă cunosc și pe dumneavoastră și să doresc binecuvântarea Domnului peste fiecare din dumneavoastră. Spuneam nu de mult într-o biserică în care am slujit la Dallas că este mai dificil să te decizi asupra unui subiect având în vedere că nu cunoști foarte bine biserica respectivă. Și de aceea am ales un subiect care este potrivit pentru toți creștini, indiferent unde trăiesc, indiferent de problemele cu care se confruntă, este un subiect care este atât de important pentru fiecare din noi. Unul din imperativele Bibliei este fiți plini de Duh. Amin. Dragii mei, când ne gândim la lucrarea Duhului Sfânt, s-ar putea unii să aibă impresia aceasta că se simt așa ca un fel de patron. Numai la ei se desfășoară lucrări deosebite, însă trebuie să afirmăm și noi cu convingere, pentru că este cuvântul Domnului, ceea ce spune Apostolul Pavel, că dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al lui. Pasajul acesta pe care îl avem în față nu este un pasaj care să se refere sau să vorbească clar în ce privește alcoolul. Dar totuși, dați-mi voie să spun câteva lucruri în legătură cu alcoolul, având în vedere că este pur și simplu această lucrare a ceea ce face alcoolul și ceea ce face lucrarea Duhului Sfânt într-o opoziție totală. Și o să vedem imediat câteva lucruri care caracterizează această diferență fantastică. Ne gândim la pasajul acesta unde ni se spune nu vă îmbătați de vin. Și în legătură cu consumul de alcool, părerile sunt împărțite. Sunt credincioși care spun, domnule, nu-i păcat să bei un pahar de vin. Unii merg mai departe, de la pahar ajung la măsuri considerabile. Și nu găsesc în Scriptură decât pasaje care să-și acopere comportamentul lor. Chiar am vorbit cu cineva la Chicago care a consumat alcool așa substanțial zeci de ani de zile. Și până la urmă Dumnezeu s-a îndurat de sufletul lui și l-a scăpat de această povară, de acest păcat al beției. Dar totuși spunea el, încă nu sunt sigur că învățătura Scripturii este clară în privința aceasta. Sunt oameni care nu văd în legătură cu consumul de alcool decât pasajul unde Noe s-a îmbătat. Vorbesc despre nunta din Cana și spun că Domnul Iisus Hristos a făcut din apă vin și sigur că așa este, spune Scriptura acolo, însă nu-mi pot imagina ca Mântuitorul să fi făcut această minune și după ce s-a terminat nunta, nunta și toți au fost pe sub scaune. Nu-mi pot imagina acest lucru. Unii folosesc pasajul și spun, uite, Apostolul Pavel îi spune lui Timotei să mă ia câte puțin vin din pricina
deselor tale îmbolnăviri. Acolo e clar că e vorba despre medicament. Spunea cineva, dacă vrei să consumi vin, atunci să te rogi Domnului să-ți dea și durere de stomac. Și alcoolul, dacă e folosit ca și medicament, medicamentele nu se iau cu cana. Ați văzut vreodată? Cu lingurița, zice sora. Așa îi, nu? Tușea nepotul nostru de la Dallas și ginerile meu, care e american, iertați-mă că nu sunteți americani, tare greu să descurcă. Zice, n-am o linguriță, era în mașină, n-am o linguriță să-i dau la copil să bea o gură de sirop. Dă încoace la mie, am luat sticluță și am pus aproximativ o linguriță. Puțin am pus acolo, băut copilul și i-a făcut bine. Medicamentele se iau cu lingurița. Noi în biserica noastră avem farmacie cu CAME de la Cluj și cuscra mea este farmacist de meserie și ea se ocupă de medicamente. Într-o zi observ că ea nu dă medicamente de ambudență, că noi primim medicamente mai mult decât folosim, dăm și la alții. Zic, mă, Lidia, atâtea medicamente aici expiră și tu dai cu țărâita. O, zice, mare responsabilitate să dai medicamente, zice, că la unii dacă le dai, le beau pe toate, zice. Și atunci le dau cu măsură și dacă le mai trebuie, le mai dau. Dar, dragii mei, dacă n-ar fi niciun verset în Scriptură clar în legătură cu alcoolul și numai ăsta, ar fi suficient. În urmă cu 2 ani eram din nou la Dallas și vorbeam cu șeful fiicei mele, care și el este credincios, așa, și discutam în legătură cu asta și spunea el, dar nu-i clar în Scriptură, zic, ai citit vreodată Proverbe 23? Ia telefonul și caută imediat, acum avem mijloace moderne. Bă, zice, n-am știut că scrie asta. Acolo mușcă ca un bazilic și te termină până la urmă alcoolul. Am citit Scriptura la rând și anul ăsta și, deși o citesc de mulți ani de zile, n-am observat versetele acestea din Isaia, capitolul 5, versetul 11 și 12. Vai de cei ce dis de dimineață aleargă după băuturi amețitoare și șed până târziu noaptea și se învărpântă de vin. Ascultați, e un vai aici. Arfa și alăuta, timpanul, flautul și vinul le înveselesc cu spețele, dar nu iau seama la lucrarea Domnului și nu văd lucru mâinilor lui. Deci, dragii mei, dacă nu s-ar scrie în Scriptură, nicăieri în legătură cu alcoolul, deși percepția mea este că învățătura clară a Scripturii este împotriva alcoolului. Dacă folosești anumite pasaje și le scoți din context, așa, asta e treaba fiecăruia. Ar fi un singur verset în legătură cu asta, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, ar fi o motivație clară să nu mai folosim niciodată alcool. De ce? Vreau să fac o mărturisire personală. M-aș bucura să fiu întotdeauna plin de Duhul Sfânt. Nu reușesc întotdeauna. Dar cu niciun chip, nici într-un caz, dacă aș lua un pahar, m-ar ajuta să fiu mai plin de Duh. Nici într-un caz asta. Dar dacă întreg la cap nu reușesc, dar dacă iau un pahar, atunci ce se întâmplă? Primii creștini, spune Scriptura, că erau oameni plini de Duh. Ne spune Scriptura despre Ioan Botezătorul, că era un om plin de Duhul Sfânt. Și noi suntem chemați să trăim și să fim oameni de felul acesta. Aș vrea mai întâi să ne uităm la 4 diferențe majore între plinătatea de alcool și plinătatea Duhului Sfânt. Mai întâi, plinătatea Duhului Sfânt este ceva conștient. Dacă mă întreabă cineva mâine, unde ai fost ieri dimineață? Am fost la frații de la prima biserică baptistă din Phoenix, m-am bucurat împreună cu ei, am cunoscut lucrarea Duhului Sfânt și a fost fain să fim la oaltă la părtășie. Întrebați-l pe un alcoolic care bea, mă, ce ai făcut aseară? Știți ce o să spună? Nu știu. Mă, dar ai înjurat, ai vorbit urât, ai spart. Omul o să spună, eu nu mi-aduc aminte. Deci, plinătatea Duhului Sfânt este una conștientă, pe când cealaltă este una inconștientă. Ce am alege noi? Prin harul Domnului, biserica noastră a misionat și nu departe de Șofronea, de localitatea în care suntem,
este fosta fermă a partidului, arădenii știți, înspre Ratoș, și acolo, prin filmul Viața Domnului Iisus, acum 20 de ani, a început o biserică. Au fost mai mulți care s-au botezat, astăzi sunt destul de puțini, că unii au plecat, alții s-au lăsat, dar între primele femei care s-au botezat a fost și o femeie care era tare serioasă cu Domnul, dar soțul ei a fost un bețiv notoriu. Cred că a băut câteva case la viața lui. Tot timpul era beat. Și soția lui lucra la fermă și norma bărbatului ca patronul să nu-l dea afară. Într-o zi l-am întâlnit la o nuntă și am spus: Ștefan, tu nu vezi ce ai făcut cu familia ta? Are 2 copii. Tu, în loc să lucrezi pentru soția ta, ea trebuie să lucreze pentru tine? Și omul a răspuns foarte simplu: pe mine nu mă interesează de nimeni. Pe mine nu mă interesează de nimeni. Un frate a fost chemat la comitet pentru că fuma. Nu știu, americanii poate că mai fac, dar noi, încă românii, n-am ajuns la treapta asta. Și frații l-au întrebat: măi frate, am auzit că fumezi. Fratele a răspuns: auzi, nu, eu nu fumez. Păi, dar ai fost văzut. Mă, frațor, poate când sunt beat, atunci fumez. Deci, o stare conștientă și, dincolo, o stare inconștientă. 2. Când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, vorbim despre o binefacere pentru trup. Ați văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu și arată mai tineri decât înainte, când nu consumau alcool și erau vai și amar de capul lor? Da, eu am găsit oameni din ăștia care radiază, îi fericit, arată bine și fizic și s-a refăcut unii din ei. Sigur că sunt anumite consecințe care, sigur, rămân pentru toată viața. Dar am întâlnit oameni care s-au întors la Dumnezeu și deja au făcut așa progrese încât arată mai tânăr acum, după câțiva ani de zile, decât în urmă cu 10 ani, când era robit de păcatul acesta. Cel care consumă, care este sub influența alcoolului, plinătatea alcoolului, este într-o degradare îngrozitoare. O povară și un chin groaznic. O a treia diferență. Darurile Duhului Sfânt sunt pentru binefacerea celui de lângă noi, pentru zidirea celor de lângă noi. Dacă întoarcem o pagină, Efeseni capitolul 4, versetul 11 spune așa: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea zidirii trupului lui Hristos. Plinătatea de alcool, cum spuneam despre omul acela, are un singur interes pentru mine: să mă simt bine, fericit, și astăzi este o industrie a plăcerii. Nu mă interesează de ceilalți, eu să mă simt bine. Plinătatea Duhului Sfânt se gândește la alții. Când vin la biserică, nu mă gândesc: mă, ce aș putea face ca să ies eu în evidență? Ce aș putea face ca să fiu eu văzut? Ce cântare să cânt ca să-mi arat ce voce am? Ce poezie să aleg ca să arat talentul meu oratoric? Nu! Vin aici și mă gândesc, poate, bă, ce poezie am găsit, sau ce cântare am ales, ca să zidesc Biserica lui Hristos. Când vorbim despre plinătatea Duhului, ne gândim la alții. Când vorbim de plinătate de alcool, ne gândim numai la noi și la plăcerile noastre. O a patra diferență între plinătatea Duhului și plinătatea de alcool. Ne spune Scriptura aici în Efeseni, înainte de versetul pe care l-am citit: de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Plinătatea Duhului este voia lui Dumnezeu. Că de-aia urmează după aceea versetul 18. Plinătatea de alcool este voia diavolului. În Corinteni capitolul 10 ni se spune că nu puteți să beți și paharul Domnului și paharul dracilor. Sunt mai multe denumiri și nu este timpul acum în legătură cu consumul de alcool, dar este voia lui Dumnezeu ca să fim plini de Duh.
Ni se spune despre primii creștini că erau plini de Duh în ziua de Rusalii, unii erau derutați și au spus, sunt plini de must. Și Petru se ridică și spune, măi, oameni buni, e prea devreme să fie beți. Aici vorbim despre plinătatea Duhului. Vreau să ne uităm la trei lucruri care le găsim în pasajul nostru și care favorizează plinătatea Duhului Sfânt. Mai întâi, vorbirea duhovnicească. Versetul 19 spune așa. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Vorbiți între voi. Una din, să zic așa, frânele vieții de familie este lipsa de comunicare. Nu suntem la o lecție de familie, dar e foarte important lucrul ăsta. De multe ori, relațiile noastre de familie sunt, să zicem așa, împiedicate și nu se dezvoltă la nivelul la care trebuie, pentru că nu comunicăm. Mi se pare că i-am spus soției, mie nu odată mi s-a întâmplat lucrul ăsta, și a spus, mă, dar nu mi-ai spus. Ba, ți-am spus. După ce mai stau un pic și, mă, dar cred că nu i-am spus, ei i-a spus la altcineva. Și lipsa de comunicare face ca relația de familie să nu funcționeze cum trebuie. Mă vine soțul de la biserică, soția n-a fost la biserică și întreabă, cum a fost la biserică? Bine. Cum o cânta corul? Bine. Cum o predica fratele Ovidiu? Bine. Bine, noapte bună. Asta e toată comunicarea. Mă, așteptăm mai mult decât asta. Ce a spus în predică? Cine a cântat? Cum a cântat? Ce au făcut frații? Nu, asta e comunicare. Ei, dar mai mult decât atât, în comunicarea noastră, să avem un vocabular duhovnicesc. Și asta nu înseamnă că dacă vine din nou soțul de la servici și spune, mă, nevastă, mi-e foame, soția să spună, Psalmul 23, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Nu, s-ar putea să o încurce soția dacă începe să-i rostească Psalmul 23 când lui-i foame, nu? Ci ne referim la felul nostru de a ne adresa unii cu alții. Vedeți și în subiectul care a fost la studiu biblic. Conflictul este inevitabil. Problema este cum îl abordăm și cum vorbim. Când îți spun punctul meu de vedere, așa mi-l spun de parcă toți ceilalți trebuie anihilați. Ăștia ceilalți n-au nimic de spus, ăștia n-au nicio valoare, numai eu am dreptate. Cu durere spun că și în biserica noastră sunt păreri diferite. Dacă a spune că totul e perfect, nici nu m-ați crede. Și avem un frate care e așa, din ăsta mai vulcanic, nu? Și îi spun atât, mă, Dorin, zic, tu ai impresia că Duhul Sfânt locuiește la tine pe stradă, mă, noi alții nu mai știm nimic, că numai tu ai dreptate. Deci, felul cum spui, ca și slujitor, îmi place să aud părerile celor din biserică, dar cum îți spun părerea? Felul cum vorbește, nu? Relația de familie, ce cuvinte folosești? Cineva spunea că vorbirea este ca și un ciocan. Un ciocan poți să distrugi sau poți să construiești. Acum 2 ani eram la Dallas la fiică mea și mi-am spus, tate, dacă vrei, uite, ajută-mă să fac baia asta. Nu mă pricep prea mult, dar cât am știut, am pus la dispoziție și am ajutat. Zice, mai întâi trebuie spart tot ce aici. Apoi la noi, când trebuie să spargi, îți trebuie picamăr și beton și cărămizi. Noi am luat un ciocan și când am tras la șitracul ăla, cum îi zice, la rigipsul ăla, în 2 ceasuri am scos afară tot la garbici. Cu un ciocan poți să distrugi sau poți să construiești. Cuvintele pe care le folosim pot să zidească sau pot să dărâme. Iată unul dintre cele mai frumoase versete din cartea lui Isaia, capitolul 50, versetul 1. Ascultați ce cuvinte frumoase sunt aici și aș dori să ne inspire. Zice că versetul 4, Domnul Dumnezeu mi-a dat o inimă iscusită, nu ca să șmecheresc, ca să știu să înviorez pe cel doborât de întristare. Când ai fost ultima dată la un bolnav? Când ai dat un telefon ultima dată? Când noi suntem în necaz, în durere, am vrea ca toată lumea să se încălzească firele de telefon, toată lumea să ne caute, să ne întrebe ce-i cu noi. Când noi suntem bine,
Nu prea suntem interesați de cei de jurul nostru, dar putem cu vorba noastră să înviorăm pe cineva care este doborât de întristare. E destul numai să te duci acolo și să spui, frate, soră, și eu am trecut pe aici. Nu dispera, Domnul-i bun, Domnul-i... Treci, nu soarele, nu norul este veșnic, nu cum spune cântarea noastră. Cuvintele noastre sunt foarte importante. Coloseni, capitolul 4, versetul 6, că vorbirea voastră trebuie să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare. Numai noi mai facem inversări. Folosim cam prea multă sare și mai puțin har. Zice Scriptura să fie cu har, asta din abundență. Și spunea cineva, de obicei suntem ispitiți să fim aspri cu alții și foarte indulgenți cu noi. O soră, nu știu cine a fost sora, așa simpatică, s-a rugat că a întârziat la biserică, știi? Dacă altul întârzie, uneori suntem așa de, bă, de ce tot timpul întârzie? Duri! Ei, dacă suntem cu noi duri, asta e de dorit și foarte deschiși și amabili cu alții, nu? Cu har cu alții. Și sarea necesară. Dacă mergeți acasă astăzi și vedeți că supa nu e destul de sărată, nu iei lingura și puf, o lingură de sare acolo, că ai terminat cu mâncarea. E un vârf de cuțit, un pic de sare. Câteodată e necesar în relația noastră și câte un pic de sare. Dar să fim atenți în privința aceasta. Matei, capitolul 12, versetul 36, Domnul Iisus Hristos spune că noi vom da socoteală de orice cuvânt. Păi ce facem cu cuvintele rele dacă vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor? Și spunea Mântuitorul că din prisosul inimii vorbește gura. Sunt oameni din ăștia care spun, mă, zice, eu am o inimă tare bună, dar gura e spurcată. Păi nu, dar spune clar cuvântul aici, că dacă inima e bună, și cuvintele-s bune. Dacă inima e plină de răutate, nu, spune Iacov, de nemulțumiri și lăstari, de amărăciune și așa, asta iese și afară. N-avem de lucrat la gură, dragii mei, la inimă. În Iacov, capitolul 2, se spune că dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit. Iată desăvârșirea, nu este în cunoștințe, în talente, în daruri, ci în vorbire. Ei, când suntem într-o stare bună a inimii, atunci lucrurile sunt rezolvate. Proverbe, capitolul 15, versetul 4. Limba dulce este un pom de viață, dar limba stricată zdrobește sufletul. Proverbe, capitolul 25, versetul 11. Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint. Bărbaților, când a spus ultima dată un cuvânt frumos soției? O zis dată un frate, zice, mă, dar când ai spus că o iubești? Păi ce am spus odată la început și nu m-am schimbat. Nu. Da, e adevărat, da. Foarte zgârciți la aprecieri. Spunea un frate dată, apropo de conflict într-o biserică, ce fraților, zice, eu văd toate baiurile. Mare lucru. Păi și eu le văd, mai ales dacă sunt în față, văd toate, chiar pe toate le văd. Dar mai închizi ochii, mai taci, mai... Dacă poți să ajuți, ajută, dar nu tot timpul numai observi ce nu merge, ce nu e bine. Mai vezi și ce funcționează. Foarte greu să apreciem. Foarte greu. Nu, surorilor, când v-ați lăuda cu bărbații voștri? Bă, bărbat cam eu, nu-i mai niciunul, nu. Amin, amin, amin. Ia că sunt și din astea care... Slavă Domnului, da. Deci să fim un pic mai atenți în privința aceasta, că e ușor să observi ce nu funcționează. Dar cuvintele noastre sunt foarte importante. Sunt mai multe versete, vreau să ne uităm la cel de-al doilea aspect, și anume că un alt lucru care favorizează plinătatea Duhului este o stare de mulțumire. Versetul 20 spune așa, mulțumiți din când în când lui Dumnezeu, așa spune, nu? Totdeauna, și în America, și în România. Că noi ăștia din România visăm tot America. Eu nu visez așa tare, da? Bă, ăștia au mașini, wow, highway, dolari, lei, nu-s bun, numai dolari.
Și tot timpul nemulțumit. Când ajungi în America, încep să visezi, bă, dar ce fain era pe laviță la uliță când vorbeam cu vecinile și, bă, aici n-ai vreme, mă, nu poți, nimeni nu te ascultă, nu? Zice că o femeie mai în vârstă a ieșit la stradă cu scăunuțul și niște vecini au venit și să-i pună ceva, de, să-i dea. Bă, când au auzit pruncii, bă, dar nu, stai în casă și nu. Obiceiurile s-au schimbat. Dragii mei, o inimă mulțumită este atât de importantă. Trăim într-un veac a nemulțumirii. Și noi, România, nu ne putem plânge. Niciodată n-am fost așa bine ca acum. Și în loc să ne întoarcem cu mulțumiri, tot nemulțumire. Pruncii vin acasă și spun, mami, Adidas și ăștia nu-i mai port. Dar de ce, mă, că nu-s rupt? Mă, nu-s mai la modă, zice, nu mai... Acum au apărut cu dungă, nu știu cum, și na. În urmă cu vreo 10 ani eram la Atlanta și spunea o soră, că or venit așa din Moldova și au primit haine noi. Și alea, aia mai vechi, așa mustăceau pe sub nas, că purtau haine depășite. Deja roșu era un pic mai... roșu sau mai nu știu ce, la Crăciun era roșu, nu-i tot roșu. Și oamenii nemulțumiți. Nemulțumiți bătrânii de tineri, tinerii sunt nemulțumiți de bătrâni și tot așa, soția nu-i mulțumită cu bărbatul, că nu percutează cum trebuie și nu sare și nu-i atent. Și soțul e nemulțumit de nevastă, de prunci câteodată și tot nemulțumire. Și Scriptura ne spune, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu. Duhul Sfânt locuiește pe strada mulțumirii. Când ești mulțumit, Duhul Sfânt locuiește acolo. Filipeni, capitolul 4, versetul 6, este o poruncă. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduce cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Cu mulțumiri. Suntem chemați să mulțumim și mai ales trebuie să înțelegem că mulțumirea este atmosfera din țara promisă, din țara care urmează să petrecem veșnicia. Acolo nu o să mai fie nemulțumire, bombănel și mutre din astea. Acum văd că vă uitați la mine, nu știu când predică fratele Ovi, dar le mai spun celor din biserica noastră, mă, ce faceți pe sub bancă? Mă, tot vă uitați pe sub bancă. Ce-i pe acolo, pe jos, așa? Numai în față nu se uită. Ei, o inimă mulțumită este de mare de preț și este atmosfera care vom avea dincolo. Dacă nu învățăm de aici să fim mulțumiți, nu o să ne simțim bine dincolo. Aș vrea să ne gândim la câteva lucruri pentru care să mulțumim și pe care nu le putem cumpăra cu bani. V-ați gândit vreodată la lucrul ăsta? Nu poți să cumperi o casă, poți să cumperi o mașină, poți să cumperi, știu eu, valori, dar sunt lucruri pe care nu le putem cumpăra cu bani. De exemplu, nu poți să cumperi o soție. Știți undeva soții de vânzare până America, pe aici? Eu nu știu. A mea e un dar de la Domnul. Sau bărbați de vânzare. Sau nepoți. Știți undeva nepoți de vânzare? Eu am niște nepoți. Wow. Mai ales alea de la Arad. Am două nepoțele de 35 ani. Cu ele sunt mai mult. De aia le pomenesc mai mult, că mai am unul acela Dallas. Și zice, Icu, că așa îmi spun ca să, să fie diferit de ceilalți bunici, hai să fugim. Dă-i și fugi în grădină. Ele tot mai tare ca niște iepuri și eu... Sau câteodată mă roagă și spune, Icu, du-ne cu picioarele pe tavan, avem o casă mai jos și le pun cu piciorușile pe acolo. Acum nu mai pot. Deja. Un nepot e deosebit. Nu poți, nu găsești undeva. Sau un bunic, nu poți să cumperi un bunic. Suntem chemați să fim oameni care să mulțumim lui Dumnezeu. Omul cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Și Sfântul Augustin spunea că un creștin ar trebui să fie un aleluia din creștet până în tălpi. Să mulțumim Domnului. Să fim oameni interesați de mulțumire. În
1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, în continuare ne se spune că evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Faptul că suntem evlavioși, nu? Pacea Domnului, Domnul să se binecuvinteze, și vorbim frumos aici la biserică. Apropo, să știți că serviciul divin începe după ce plecăm de aici. Aici, slavă Domnului, suntem bine așa, dar evlavia însoțită de mulțumire. Când știm să mulțumim Domnului pentru biserică, pentru slujitori, pentru cei care se trudesc între noi, pentru relațiile din biserică, atunci Domnul este în viața noastră. Deci, lucrarea Duhului Sfânt este și în funcție de starea noastră de mulțumire. Când suntem mulțumiți, Duhul Sfânt îți găsește plăcerea în relațiile și în viața noastră. Și încă un lucru care favorizează plinătatea Duhului este versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Atunci când vorbim de supunere, sigur că soțiile trebuie să fie supuse. Așa scrie și în Scriptura mea. Și mai ales la nuntă, soțiile câteodată mai pleacă capul, că tot le spune supunere, supunere. Dragii mei, aici spune Scriptura că supuneți-vă unii altora. Sunt situații în care soțul trebuie să fie supus soției. Credeți că sunt așa situații? La mine, da. Pentru că sunt domenii în care soția e mai pricepută ca mine și știe mai bine să facă cu copiii, de exemplu. Pruncii noștri au fost toți la liceu german, ea știa și un pic de germană, se ocupa mai serios de copii. Sau, de exemplu, când făceam anumite lucrări pentru școala la care am făcut-o, ea se priceapă mai bine să pună în pagină, să corecteze, zicea ea, poți să corectezi? Și aia, poți, corectează, să sune bine. Și are domenii în care soția mea este mai pricepută ca și mine. Și sigur că sunt domenii în care soții sunt mai buni. De exemplu, soția mea să n-o pun să conducă mașina, să se ocupe de mașină, că are permis, dar nu-i place. Nu. Asta e, trebuie să o accept așa cum e, că are și lucruri care nu le face cu plăcere. Dar Scriptura ne spune aici să fim supuși unii altora. Regula este aceasta, ne spune cuvântul Domnului aici în 1 Petru, capitolul 5. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Așa e normal. Tinerii să învețe de la cei bătrâni. Dar zice Scriptura mai departe, și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Iată o podoabă pe care o putem purta, că mai sunt păreri în legătură cu podoabele în bisericile noastre. Purtăm cât, cum și așa mai departe. Dar este o podoabă pe care o putem purta fără nicio problemă, smerenie. Spune despre William Carey, că a fost unul dintre cei mai mari misionari din China. În China sau în India? Cred că n-are importanță, le-am încurcat acum. Omul ăsta a fost mare de tot, cred că în India a fost. Acolo erau și sunt și la ora actuală foarte multe dialecte, limbi, cred că zeci, dacă nu sute. Și totuși William Carey a fost așa de capabil încât a tradus Biblia în nu știu câte dialecte din țara respectivă. Și era un om deosebit de capabil. Omul care era în preajma lui și l-ajuta spunea așa că William Carey este atât de mare și el nu știe nimic de asta. Om sperit. Toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. 1 Petru, capitolul 3, versetul 3, la 5, ne spune așa. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Asta e valabil și pentru frați, un duh blând și liniștit. Și Iacov, capitolul 3, versetul 13, găsim aceste versete. Cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea
lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră pisma amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu este de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat. Sigur că, apropo de subiectul nostru, din lucrurile lui Dumnezeu niciodată nu avem voie să facem concesie. Din mofturile noastre, din ambițiile noastre, din părerile noastre, putem să facem rabat, putem să lăsăm și părerea altuia. Plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire nefățarnică. Vreau să închei cu două concluzii. Mai întâi, Dumnezeu ne-a proiectat să fim oameni care să fim plini de Duhul Sfânt. Vedeți mașinile astea care sunt aici, le vedeți dumneavoastră că aleargă pe highway. Dumnezeu, constructorii le-au proiectat pentru highway. Nu pentru Arad, nu pentru drumurile din România, nu, ci pentru drumurile astea. Dumnezeu ne-a creat, ne-a proiectat să trăim și să fim în plinătatea Duhului. Nu-i prea greu și nu este ceva imposibil. Și a doua concluzie, dacă atunci când cineva este sub influența alcoolului, te uiți la el și spui, mă, ceva nu e în ordine cu omul ăsta, parcă vorbește fără el, parcă să clatină un pic, ceva nu-i clar cu el, ar putea cei din jur să spună și despre noi, mă, omul ăsta e diferit de ăștelalți, ceva nu-i în ordine cu el, uite ce frumos vorbește, uite cum răspunde, uite cum se comportă, ceva e diferit. Mă rog ca Domnul să ne ajute să fim oameni plini de Duhul Sfânt. Amin.